această locație, Info Europa, este o locație pe care am... care ne-a fost pusă la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Europene și aici am mai avut un eveniment anul acesta. Vreau să le mulțumesc pe această cale și de asemenea și Ioan Iraiciu și Loretana Ipoc. Ele sunt undeva pe sus pe acolo pentru că m-au susținut pentru această locație și vreau să vă spun că astăzi o să avem o tematică foarte interesantă și doi invitați de onoare. O să fie două prezentări, la sfârșit câteva cuvinte despre Mobile Monday și ce o să urmeze și aș vrea să îl introduc pe Cătălin Gheorghiu. El a venit din Timișoara. Aici? Îmi lași mie antenă. Ok. S-a făcut. Okay. Deci se dau bici. Te rog frumos. Deci, să începem. Sunt Cătălin Gheorghiu și nu lucrez la Nokia. Da, am întins în echipa de N9 că sunt de aceeași vârstă. Deci s-a mai întrebat să fiu întrebat ce se mai întâmplă cu N9, nu sunt stare să vă zic. Două cuvinte despre mine. Sunt Solution Architect la o firmă în Timișoara, Computer Solutions. Sunt și implicat și în comunități, sunt user group leader al filialei Ronoa din Timișoara. Care a auzit de Ronoa? Ok. E bine. Și pe anul 2011 mi-a fost acordat titlul de Most Valuable Professional de Microsoft în zona Device Application Development. Adică partea industrială. Acolo unde iau 100% din piață. Și astăzi o să vorbim despre multe. Dar o să vorbim despre barcode. A fost foarte greu să găsesc un titlu. Inițial, mi s-a cerut o prezentare de Windows Phone 7, dar am zis că fără cod ar fi fost un soi de laundry list. N-ar fi zis nimic în plus. Cu codul în față discutăm altcumva. Dar totuși o să zic ceva sau și niște chestii. Și mai interesant era ceva despre barcode, despre marketing. Va fi marketing, va fi mult marketing. Vom ajunge și la NFC. Și QR, pe toată lumea când aude de barcode din astea 2D, consumer, se gândește la QR. N-aș fi neapărat de acord cu asta. Hai să începem să vedem cam ce vrem să acoperim astăzi. Tată, de ce folosim barcode? Care ar fi motivul? Care sunt opțiunile? O să vorbim de High Capacity Color Barcode. Patentul la Microsoft care este în spatele Microsoft Tech. Ce soluții se pot imagina? Q&A și o să vorbim puțin de Windows Phone 7. Am observat că sunt niște chestii care, ca dezvoltator, ca firmă, ca român, nu se înțeleg aici. Nu e știința atomică. Și ca să nu vorbim uscat, ca să putem compara barcode. O să încercăm să încodăm acest URL. Dată, da, să începem cu o întrebare. De ce credeți voi că au apărut barcode-uri? Curaj. Într-o și ușoară, dacă citesc, nu am vorbit. O să-i vorbim de mână, o vorbim, mai bine. Hai să încercăm să spunem altcumva. Dacă nu ai cuvintele tale, spune, dacă nu scriu. Da, într-un fel zici tu asta. Eu vreau să recunosc cum scris. Ok. Deci o tehnologie a apărut... Un alt de OCR scris, ok. Da, e un OCR care merge tot timpul. Ah, ok. Dacă ne gândim că barcode-urile au apărut prin anii 50, puterea de calcul, care era atunci, și nici acum un OCR nu este 100% rapid și, nu știu, și cum să spunem, ai garanția că statul este ok. E caracterizat de erori destul de puternici. Adică da, deci error free. 10% dacă spunem erori sunt ok pe OCR. Da, dar aici citesc de fiecare dată. Aici, da. Și asta a fost, când a apărut în urmă, a fost, programele s-au gândit, ok, dacă nu putem să citim scrisul natural, hai să facem un scris care citesc mașinile. Și să mergem puțin în istorie. Hai să încercăm un barcode unde. Ca la toate barcodurile, una din marile probleme e cu ce le citesc și cu ce le scriu. Și la 1D, vedeți, deja o una mare problemă. Am vrut să pun un text lung,
și a crescut și a crescut. Există riscul, dacă vreau să ceva într-un barcode 1D, să encodez, să fie mai mare etichetă decât produsul. Efectiv, să am un pachet de cafea și să am aici toate instrucțiunile cum se face cafea. Bine, astea cu ce le citesc. Inițial, în anii 50, când au apărut, erau niște cutii cu laser și acum sunt. Dar, de acum 2 ani, imagerele au ajuns să depășească în aceste cutii cu laser. Cutiile cu laser, practic, îți dau pe fir cealaltă. Ce este un imager? Asta încerc să explic. Este un program care ia imaginea din camera video și face recunoașterea barcode-ului. Ce este important ca să vadă un imager? Oricum o să mai revenim la tema asta. E să știe toată orientarea. Unde începe, unde se termină. Și cam atât. Da, și dacă este tot. Mai apă și un error checking. Oricum, ca soluție, vedem că nu este perfect. Și dacă vreau să pun multe date, trebuie să aplic altă tehnologie. Și atunci, asta a venit de la NASA, deci ID Automation. Am folosit un site public ca să fac asta. Este aceeași text încă o dată aici. Hai să... O să-mi permiteți să mă uit, nu știu toate cifrele, nu le-am ținut minte. Pot să încodez 2335 de caractere alfanumerice. Nu-mi spune pe ce mări. Bine, cum descoper aici orientarea? O idee. Cum știu cum e orientat? Cele două astea. Da, linia asta. Deci, din program, imagerul va căuta această linie. Și ăsta se zice că este făcut pentru poansonare. Există aici o poveste cu NASA, că NASA l-a inventat. Au vrut să știe ce intră în fiecare rachetă și, în mod sigur, să lege o sfoară cu o etichetă, să se lipească etichetă, nu mergea. Atunci avea o mașină care punea pe fiecare piesă un cod din ăsta și, la sfârșit, puteau să afle ce s-a întâmplat cu el. Revenind la ceea ce spuneam, la citit și la scris. Imprimanta trebuie să fie destul de bună și, în plus, trebuie să ai un program destul de complex de codare. Aia a fost un program public. Și pentru citire ai nevoie de o cameră bună. Aici chiar am avut o discuție. O cameră bună și ai probleme dacă produsul se mișcă. Cu cât ai mai multe informații, o să citi mai greu. Aici chiar sunt patru zone. Dar să nu insistăm. Atunci ajungem la preferat. Este QR-ul. Asta 4296 a apărut din 4296 caractere alfanumerice, iarăși nu se spune pe ce dimensiune de pătrat. El a fost inventat de Toyota, este campionul de până acum a citirii barcodelor în mișcare. Să arătăm, am pe aici pregătit și o poză ca să vedeți puțin de ce ține Hurtozeu Wikipedia. Deci cam așa ține el informațiile. Deci asta e normal pentru orientare, versioning și va ști unde începe, va ști unde se termină, va ști cum e orientat. Ok, scăpăm de imaginea asta să ne întoarcem la... Care mai frumos? Și cam asta era situația până acum a doua. Iarăși, vedeți că toate astea sunt, insist, făcute din pătrate. La fel, sunt toate sensibile la bloating. Aici, practic, nu am deloc redundanță în codul sine. Aici ceva s-a întâmplat, mortic. În timp ce și eu studiam chestiile astea, am dat despre o tehnologie la Microsoft, care... mai departe asta ce am. Care așa arată. Se cheamă High Capacity Color Barcode. Ok, ce e cu ea? De ce arată așa? De ce e mai bună? Hai să încercăm să se explicăm. Dar cum o să încercăm să explicăm? O să ne ducem frumos în textul patentului, care mi l-a dat frumos Google.
Și hai să vă și Albert. Asta este patent. După cum vedeți, ca orice document, are un cod de bară. Care sunt ingredientele acestui cod de bară? Ați văzut că e și el pătrat. Am triunghiuri, am spații. Să mergem puțin mai jos. Deci, de ce ar fi el mai bun? În imagine este toată șmecheria. Niciodată, asta e imaginea din patent. Ei zic, în patent, am cifra. Îi spune că 200 caractere de informație ar veni cu un pătrat 4x5. Deci e clar mai dens decât decât cele de până acum. Astea sunt ingredientele. Nu sunt neapărat toate necesare. Oricum am nevoie de informații de stoc. Aia o să vedem în implementare. Și care e prima problemă care... Odată. La orientare. Din triunghiul știu totdeauna orientare, indiferent cum e în poză. Deci aici nu mai depind de un singur element, cum era L-ul, sau cum erau pătrate. Aici fiecare element individual îmi spune orientare. A doua mare problemă este aliasing. Care spune ce este. Chiar începe să vezi poza. Bine, hai să încerc să vă explic. Camerele, în general, încearcă să facă o linie din asta pixelată, încearcă să o facă mai bună. Ceea ce la un cod din ăla făcut din pătrate, va pierde informația. Aici este chiar exemplu. Cum să... Deci asta e informația cu pătratele în care se disting și aici a fost blenduită, pentru că în softul din camera a încercat să uniformizeze culorile. Chestia la care HCCB-ul este imun, pentru că triunghiurile sunt practic informații redundante. Ei citesc doar doar mijlocul triunghiului, culoarea din mijloc. Și ce mai este interesant în acest patent, aici se văd chiar cum au diseminat punctele, este această formulă. Este distanța între culorile constitutive. Eu pot să îl fac în foarte multe culori, de la două, care sunt alb și negru, până la cele patru care le folosim acum, dar în continuare, eu trebuie să am o distanță între culori. Iar asta este formula. Ce interesant la formula din patente este că este legată de RGB. Și nu de culorile tipice de imprimante care sunt. Presupun că pe undeva există, pentru că ele tipăresc. Ok. Hai să scăpăm de patent. Și asta, ca de obicei, m-au sofugit undeva. Găsit. Bine, asta este patentul, asta este frumos, asta este absolut inutil pentru simplu motiv că nu avem nicio implementare și dacă nu avem licență, nu avem implementare. Și atunci Microsoft ne-a făcut o implementare care se cheamă Microsoft Tech. Hai să arătăm și versiunea alb-negru. Ce este Microsoft Tech? E cum funcționează toată chestia asta. Am un site în care îmi fac tag-uri. Pe site-ul ăsta poate fi automatizat. El îmi oferă un web service pe care pot să creez tag-uri și care pot să le obțin. Tag-urile pot să conțină un text oarecare, un URL, un download URL, care, aici e deștept, de fapt nu e un singur download URL, în funcție de platformă. Dacă am scanat un tag pe Android, îmi va obține link-ul de Android. Dacă am scanat pe Windows Phone, îmi va aduce link-ul de Windows Phone. Dacă spuneți de Windows Embedded Handheld, o să vă spun că era adevărat până la începutul anului, când s-a hotărât să taie acel link. Și pe noi ne-a supărat că avem o soluție industrială care folosea chestia asta. Dacă nu e niciuna din platformele astea, ai o pagină black. Pe urmă, poate să fie un contact. O carte de vizită. Azi, de ce mai poate să mai fie?
Cred că, da, cam atât. Cred că am acoperit tot spectrul. Bine, știu că le-am creat. Ce fac cu ele? Cum se folosesc? Am clienți pentru toate platformele mobile, inclusiv toate. Este, cred că, singura aplicație Microsoft din iOS, din store-ul Apple. Există pe Android, funcționează Java, funcționează Symbian. Ce e fantastic despre chestiile astea? Că le pot tipări aproape cu orice. Și le citesc cu aproape orice. Camera minim suportată este de 1 megapixel. Deci, practic, toată viața, toate camerele care sunt acum, toate telefoanele, începând de la un simplu feature phone, care știe puțin Java, până la cele high-end, vor folosi aceste tag-uri fără probleme. Ce a început, cu ce au încercat ei să prindă marketerii, e că pot să fac, pot să mă joc cu tag-urile astea, pot să le fac blended. Pot să le fac blended în loc. În logo. Asta este versiunea simplă. Mai există un format care se cheamă formatul tag, care îmi dă informația numerică, care un designer, având și formula de culori, poate să efectiv să arunce în cod. Asta am făcut eu 5 minute. Nu e minunat, dar nu e nici rău. În orice caz, nu e așa de alb și negru ca în alte părți. Asta mai sunt alte exemple făcute de mine. Unele arată mai bine, unele arată mai prost. Se pierde puțin din citibilitate când se folosesc așa. Hai să încerc să vă arăt și făcute de profesioniști. Din exemplu al Microsoft. Asta ar fi. Sau, vă zicem, asta arată chiar foarte bine. Astea punctoase. De la caz la caz. În continuare, asta depinde de grafician. Formatul tag, care dă informația numerică, adică numeric, că e alb-negru, că arată așa, că nu știu cum, care, nu știu câte culori, prima culoare e cu tare, permite unui grafician să facă o chestie ca sus. Cel drept îl muncește puțin. Ah, bine, cam asta era situația până la începutul începutul săptămânii trecute. Și atunci, când am început să pregătesc acest demo din nou, m-am dus frumos pe site-ul Microsoft Edge și am avut următoarea surpriză. La renderuire. Ce observați? Nu observați nimic. Come on, people. Deci, practic, site-ul de Microsoft Tag a devenit un marketing tool. Deci, e acum. Permit să-ți faci și QR code-uri. Permit să pui și link-uri pentru NFC. Și au și serviciul lor de URL short. Am să spune ce-i cu asta. E foarte bine pentru că ai rapoarte în spate. Rapoartele lor sunt foarte interesante. Eu acum o să vă arăt, un raport heatmap, care, eu zic, arată destul de bine. Heatmap, unde este? Care vă întoșteptulește mouse-ul. Să zicem, asta au fost niște taburi care le-am folosit la o prezentare care am făcut în Croația și pe ce am publicat pe blog. Deci eu pot să aflu, hai să ne mutăm și în România. Deci în funcție de mărimea cercului, câte scanuri au fost și chiar pot să aflu unde au fost. Ceea ce este interesant, platforma știe să disemineze. Dacă eu scanez cu telefonul de 7 ori aceeași tag, îmi va pune o singură dată. Deci ai unique. Deci mă duce efectiv până la nivel de stradă. Asta este interesant. Pot gândi în conceptele din tag. Am categorii și am taguri în categorie. Pot să am o campanie de marketing. Pot să am toate tagurile mele. Pot să văd pe fiecare stradă cât de bine, ce performanță au avut. Efectiv la nivel de stradă. Și asta toate puse pe hartă. Am multe rapoarte care ar face un om de marketing fericit. Și acum, cu chestia asta, deci faptul că am și QR code, am și NFC acoperit
și un URL shortener, am practic un tool de campanie totul grămat. Acum o să întrebați, asta mă costă ceva? Nu, totul este gratis în secunda asta. Și ei au zis că vor cere bani doar pentru anumite aplicații care tare mișcă că o să fie poate industriale. Acum să vedem, să vă arăt până care e nivelul minim, cam pe aici. Deci știu la nivel de stare. Da, ar merge și birța aia dacă pun. Asta sunt informații luate din rețeaua celulară și ce mai avea omul pe telefon activat atunci. Și, nu. Bine, chiar m-au uimit. Ce dracu i-a interesat pe ăștia un blog care l-a scris într-o limbă ciudată? Poate. În orice caz, ideea e că au adunat tot astea, putem să ne mai uităm și ce alte rapoarte mai sunt. Pentru că ce e drept la o să spuneți că nu multă lume folosește barcode-urile astea, deci nu o să fie prea multe date. Da, e adevărat, nu sunt prea multe date. Dar avem altă, asta a fost tipul. Avem daily scans, pot un tag, scan total pe fiecare tag într-o categorie. Încă o chestie importantă, eu pot să spun o durată de viață la taguri. Adică pot să zic că încep la data lansarea filmului și s-a terminat 3 zile. Sau țin la infinit. La fel la contacte. Și aici au tot lucrat. Inițial, anul trecut, heatmap-ul era în beta din România și măcar nu era accesibil și erau doar câteva. Acum iarăși s-au umplut. Și facilitatea asta care v-am arătat-o acum, asta că știe QR codes și are și URL shortener și NFC, a apărut săptămâna trecută. Ce a fost așa stealth. Nici măcar n-am știut. Și chiar dacă îl urmăresc feed-ul lor, a fost... Când am pregătit demo-ul din nou, am dat de asta. Bine, hai să încercăm să ne facem la prezentare. Mai era aici... despre formatul Microsoft Edge. Este un document care e destul de arid, care arată ce înseamnă acel format .tag. Îți spuneam, este un șir de numere. Un grafician cu documentul ăsta a reușit să facă în logo orice. Deci va reuși să facă un embedded. O să spuneți că da, QR code. Da, QR code e foarte frumos, dar tot doar l-am arătat așa și în el ca să faci un logo te împuște. Aici cât de cât mai aduce ceva. Să mai încercăm să mai arătăm și alte renderuri. Asta este QR codul generat de Microsoft Edge. E bine, eu văd foarte multe soluții pentru tagurile astea. De ce? Pentru că sunt ultra lizibile. Fac de rușine absolut orice. Am avut la unele prezentări, lumea venea la mine cu iPhone, cu Android și mi-arătau, uite ce frumos citesc QR codul. Absolut de acord. Numai, asta transcede, merge la cameră de un megapixel, merge la camera industrială, este foarte puternic cititor. Clientul, trebuie să l-ai instalat pe telefon, dai limitarea, totdeauna trebuie să fii conectat la internet, pentru că practic decodarea se face la Microsoft. Dar dacă funcționezi cu limitarea asta, poți să faci multe soluții. Hai să încercăm să aruncăm una. Că aveam pe masă ceva de 10 pentru conferință. În străinătate ai ceva pe tagul de conferință ca să fii numărat când intri în sală. Asta este o versiune clasică, o să le dau să se prinde. Asta este versiunea de anul ăsta oficială, care are înăuntru un chip, cred că NFC sau RFID. Iar asta este propunerea mea. Deci pe față un logo este site-ul conferinței și pe spate este contactul meu, care poate fi și carte de vizită. Deci poate fi folosit și pe post de carte de vizită. Îmi întorc cardul și îmi dau datele acum. Hai să le dau să vă uitați. Și să vă hotărâți voi dacă vă place la sfârșit. Care vă place mai mult? O altă aplicație normală, pentru că sunt în zona de device application development, ar fi în magazin și în
în locuri industriale. Dar din nefericire, limitarea cu internetul câteodată poate să scoată chestia asta din cale. Dar ce am încercat a fost, performanța a fost clar majoră. Deci a lăsat toate celelalte barcode în ceață. O altă aplicație interesantă, care relativ recent se aplică și la noi, ar fi fișa electronică a pacientului și cardul de sănătate. Există un produs de la Microsoft care este foarte puțin cunoscut, care se cheamă HealthVault, care este o fișă electronică a pacientului, în care poți să țin în absolut orice, inclusiv la tomografii de 2 giga, etc. Totul este în nor, este ultra-securizat, există în Europa, în Germania și în Anglia este permis accesul, se verifică, pentru că se verifică când îți faci un cont chiar unde ți-l faci. Ce mai are puternic și interesant este conceptul de custodia. Adică există cineva care poate da drepturi pe fișa mea, poate fi, drepturile pot fi foarte bine gradate. Deci, de exemplu, pot să dau drept pe o săptămână părții legate de dinți dentistului și pe urmă dreptului cade. Bun, ce povestim de asta? Păi, dacă accesul se face folosind un Live ID, dacă încodez într-un Microsoft Tag un Live ID, eu am am o carte de sănătate care poate fi accesată de oricine. Ambulanța totdeauna va fi autorizată. Este informație publică care, dacă o pierd, nu are nicio valoare, decât are valoare doar când e folosită de ambulanță sau de altcineva. Pot să pun și pe unirea mare, adresa Live ID-ul meu. Oricum, dacă nu ai dreptul, nu vei putea accesa chestia asta. E bine, combinația dintr-un card mic de plastic, cum ați văzut, codul ăsta și HealthVault-ul, ar fi un sistem medical care nu are echivalent. Comparând cu soluția de acum, care ai un card în care ai 5 kg de date sau nu știu câte, care ai nevoie de cititor foarte ciudat, care, dacă îl pierzi, poate fi decriptat. Nu știu, asta mi se pare o soluție mai bună. Acum o să zic și public, dar sper să nu mă ziceți. Noi am tot încercat să promovăm soluții în zona HealthVault, dar pot să spun că un român se ocupă de HealthVault în Europa. Deci toate au murit repede. Altă idee ar fi indoor navigation. Am văzut, printre primele aplicații de Windows Phone 7, dacă tot ne apropiem de zona de Windows Phone 7, Microsoft, când a lansat Marketplace, a plătit câteva firme ca să facă aplicații. Și a fost o aplicație de a-ți găsi mașina în parcare, folosind GPS. Mergi, nu? Mergi la mall, ți-o lași în parcare subterană și folosind GPS îți vei găsi mașina. Nu! Da, nu! Asta este. Indoor navigation nu merge. Există o metodă industrială de la Microsoft și de la Motorola care îți face triangularea între access point-ul și nu știu ce, care se folosește industrial, de-aia nu se pui ever pe telefon. Și ar veni folosind tag-ul. Adică ai o listă cu tag-uri. Aici este secțiunea 7B. Ai scanat codul ăsta și din tag în tag vei reuși să ajungi undeva. Ăsta poate nu e un exemplu care o să-l vedeți. Da, dacă suntem în mall, cum avem noi Timișoara, noi suntem cel mai mare, avem un mall în care te piați. Ai frumos un ceașaf mare cu magazin, l-ai scanat barcodul ăsta, ți se încarcă și niște reclame. Pe urmă harta. Merg de aici, o iei la dreapta, te-ai dus la lift. În lift ai din nou listă, ai mai scanat o dată, ai mai obținut o hartă și niște reclame. E o soluție gratis. Am încercat să facem mall, chat, am vorbit cu oamenii, pe urmă efectiv le-am pus o hartă nouă și pe urmă am amenințat că ne arestează. Dar am vorbit cu oamenii, ce o soluție care e practic gratis. Pentru că ea trăiește din reclame. Și oamenii sunt ajutați, altcumva oricum te rătăcești în mod. Altă soluție, audio guides. Ți-ar veni, da, tot în Timișoara, că Timișoara e fundă. Fruncea, vrei un audio guide? Știi ce trebuie să faceți? Nu știți. Lăsați 600 de euro garanție pentru acel aparat. Stați ca asta, n-ați auzit, nu? Audio guide pentru oraș. Da, deci ai un aparat care ca să au audio guide și trebuie să lași 600 de euro garanție. Ce audio guide la ce spui oraș? Da, oraș. E bine, ideea ar fi, folosești unul din barcode-urile astea și vine omul cu telefonul lui propriu, scanează, sau chiar dacă e din străinătate,
Orange-ul sau Vodafone îi dă un SIM special de date și îl pune în telefon, a scanat codul. Și astea nu sunt așa de agresive, ci sunt rezistente la uzură, ca QR codul sau ca alte barcoduri. Ce omul merge prin oraș, așa scanat, iarăși o soluție ultra gratis, la fel prin muzeu. E deja. E făcut în afară. Bine, noi o propunem în 3 ani. Și la muzeele de afară chiar cum? Muzeele de afară, 2-3 ani deja, în state. La noi va mai dura. În state, anul trecut a fost primul an Google Hang. Oricum, propunea asta, eu am stăpânit să pun întrebări care vreau să fie... Da, nu, trebuia să. Poți să întreb acum? Da, oricând. O să fac un rezumat, să mă asigur că n-am greșit, că am înțeles și acolo să pun întrebare. Deci, toate cuvinte, aceste coduri codează diferența de culoare. Nu știu. Nu? De ce codează? În formula aia practicală era diferența de culoare. Nu, deci aia, cum poți să ai două culori una în gală? Deci cum alegi culorile? Bun. Care este logica lui? Se bazează pe formele geometrice, pe culori, pe ce? Se bazează pe elemente alăturate. E 0, 1... Deci culoarea contează sau nu? Contează. Și atunci dacă pun un tag afară, nu aștept că se denaturează culoarea repede. Poți să pui alb negru. Poți să pui alb negru. Ai alb negru. Deci atunci de ce nu pun QR code? Pentru că în continuare a fi mai lezit. Și dacă o luăm așa pe zona industrială, cu etichete speciale, nu ești ca, nu spunem, ca acea aplicație care îți plătește rău vineta, care face pe hârtie termică. Deci tot aceeași imprimantă folosim și noi pentru etichete de inventar care o să țină 10 ani. Perfect, bună întrebare. Asta e prima la care m-am gândit. Deci eu aș putea folosi orice imprimantă ca să scot produsele astea imprimantă da, pe color. Da. Orice fel de imprimantă. Da, asta... Deci ce v-am arătat a fost făcută cu imprimantă din stop, zebra. Spre deosebire de una barcul clasic care este de delicată. Nu, orice imprimantă. Ok, și pentru a crea atunci codurile este nevoie de un program aparte? Nu, mergi pe site. Sau îți faci un program propriu care apelează web service. Noi acum vrem să ne facem un program de document inventory în firmă, folosind asta. Că ne-am plictisit să lucrăm. Hai să o fi. Da, da. Dacă ne-ați terminat? O mai multe o să le cantez. Sau. Deci, vreți să sau? După. Hit. Scuze, n-am reținut că... Îmi place mai mult. Da. Să fie îmbedit în Windows Mobile. Este o aplicație care se face download. Da, am de vedere că se sunt de operare propriu. Microsoft nu-i firmă lucrată. Nu, pot să răspund eu dacă vrei. Microsoft. Ce îmbedești pe telefoanele pe care le vinzi tu direct, îmbedești cu brandul tău. Ce îmbedești pe telefoanele pe care le vând operatorii și care sunt marea majoritate a telefoanelor vândute, operatorii de ce? Eu uitam la nivel mai jos din sistemul de operare. Nu. Nu e sistemul de operare. Dar oricum vezi că la fiecare poți să pui explicația asta. Get that mobile. Scurt. Și încă ceva. Acum aplicația va citi direct. Deci pe Windows Phone 7 și pe Android și pe iPhone va citi și QR code-uri. Deci voi folosi și la fel NFC-uri. Deși NFC-uri e o tehnologie care în mod cam... Eu nu sunt așa de entuziast. Am zis la aplicație și altă probleme. Ce zice Google de treaba asta? Ce să zic? Se bagă și risc. Dacă e un patent cu Microsoft, să jucați care să folosească ceea ce mă întâmplă pe bot. Aici, cum să zic, mie îmi place că, din punct de vedere tehnologic, e cel mai bun barcode. E better by design. Deci problema cu aliasing-ul cu camerele, și merge cu camere ultra proaste. Ultra proaste, am rămas uimit. Camera ultra proastă pe telefon vreo 5-10 metri. Da, numai asta... Hai să spunem, și tata are acces la internet și are 85 de ani. Nu că îl folosește mult, dar are. Și acum ajunge la partea interesantă, partea cu retail. Asta era oarecum ce mă interesa. Eu pot să am pe fiecare produs dintr-un magazin un cod de bare din ăsta. Și vine tanti gospodina și citește QR codul și află că produsul a fost retras, sau află o rețetă, sau află că vaca care a dat laptele era virgină sau alte chestii, sau că a mâncat numai iarbă galbenă.
Aici... Dacă asta e utilitatea, atunci ai avut un succes și mai cercat și alții. Nu este, este o chestie care se doară pe consumator atât de tare. Nu, afară merge, dar cu asta merge cu comparator de preț. Nu. Comparator de preț. Aici, aici am dat voie să, să, să vă... să vă liniștesc. Mă doare când fac tricol de produs. Mă doare că vreau să arăt consumatorului că nu e vaca din vaca nebună din Anglia. Deci trasabilitatea că... asta este, este foarte importantă. Nu, nu, nu e trasabilitate. Deci, altcumva, altcumva sunt obligat să retrag tot lotul. Așa ne-am venit și noi ideea. Bine, pe de altă parte, noi nu reușim să o vindem. Dar toate ideile astea sunt... Deci, în România nimic nu se poate. Dar dacă am, cum a fost acum, în probleme cu Leușteanu sau nu știu ce, Letus, cu nu știu care varză în Statele Unite. Au, au distrus tot ce era din Mexic. Așa poți să verifici că asta nu e din Mexic. Bun, și Microsoft are o contribuție aparte, trasabilitate și codurile de... Aia, aia își face... Nu văd nu. De ce am nevoie de aplicația asta. Pentru că asta îți merge cu telefonul megapixel. Și mă merge și cu telefonul. Merge, mă merge bine. Le-am instalat. Deci pe al meu care e vreșteță. Asta al meu mai mult mai mare pentru mine. E sigur. El a pornit de la fel. Dar n-are să se întâmple. Avantajele sunt altele. Cantitatea de informații e mai mare. Dar nu cred. Dar aici, deci există un reader care merge foarte bine și pe telefoane cu Android Plus. De sfat și de mine. Da, l-am încercat cu multe jucării și asta a fost... Dar asta, asta e de, de încercat. Și în plus mai e și chestia că pot arunca într-un element de... un element decorativ din logo film. Asta, asta poate, pentru marketing, poate. Deși, dar și deși stă un grafician care să dea mesajul exact, nu așa în urmă. Asta e obligat. Altfel, dacă mă joc, eu să fac altfel. Păi, vă spun, la ce m-a dus pe mine mintea prima oară. Am zis, ok, am văzut un lucru. După am început să leg informația. Am zis, ok, ăsta folosește simbolul RASCII. Le mai colorează un pic și n-am nevoie de barcode 2D pe imprimantă dedicată. Ok, zic eu, ok, este. O poate ajuta. După aia m-ați dus pe zona de loguri. Eu zic, interesantă și asta. După aia mi-ați arătat puncte și... Deci nu mai este vorba de, de simbolul ASCII. E, nu, e, e mult. Poți să stochezi mai multe informații. Poți să stochezi grafică, practic. Grafică. O grafică specială care decodează nu știu ce, că am înțeles că diferența de culoare, dar spuneți că nu e asta. E, nu. Adică, două elemente alăturate. Putem să ne băgăm în, în standard, dar cred că o să fim foarte... Codează forma? Nu. Punctele, punctele în centru se citesc. Că asta e informație redundantă. Că de-aia e și rezistent. Că, de exemplu, un QR dacă e glotuit, dacă are o picătură de cernă, alăla e pe... Aici mai am mai aruncat. Aici ceva da, și se mai descurcă. Spuneați că forma triunghiul determină poziția. Da, ajută determinarea poziției. Dar aici nu stăște triunghiul. Cum determină poziția acolo? Îi spuneam că are și spațiile. Deci din zona asta, din dinții ăștia. Aha. Deci triunghiul nu este... Nu, nu, hai să o luăm. Hai să o luăm la început. Asta este cel mai lizibil. Că asta este colorat. Okay. Cu triunghiul. Urmă vine asta, urmă vine asta. Deci cum face o șmecherie din asta pierzi din lizibilitate? Am înțeles. Deci dacă vrei varianta 100% citibilă... Adică nu, varianta care o citești cel mai repede și la cel mai mare distanță o folosești pe asta. Aha, ok. Bun, iar la celelalte trebuie să testezi. E o anumită mărime la care deja se pierde. Deci, practic, la cât de mult trebuie să te apropii. Și în mișcare merge foarte bine. Toate cele trei variante? Da. Dar, în continuare, la fel, depinde de distanță. Deci, am fost uimit. De exemplu, din astea trei, mai mult s-a chinuit să citească RFID-ul decât să citească asta. Deci, ăsta pur și simplu a arătat device-ul. Și device-ul era și de altă clasă. Deci asta pentru RFID erau din clasa 1500 de euro, iar ăsta care l-am citit era tot industrial, dar clasa 700. Ce mai fi o poate, mai fi întrebare, dacă vreți voi. La QR code sau la, sau la code 2D clasic, contează mult lumina. Eu pot să scanez. Principala mea problemă când scanez barcode-ul nu este lizibilitatea, nu e viteza, dar merge ok, super mulțumesc. Dar dacă n-am lumină suficientă, atunci există riscul să nu văd informația. Dar dumneavoastră cum e? Ei, merge, merge mai bine ca celălalt. Rezistă pe lumină mai puțin. În general.
Este, trebuie încercat, dar eu vă spun că din cât am experimentat noi cu toate jucăriile care mi-au căzut în mână, cei drept, multe industriale, dar și multe Nokia. Că ce-a mai rămas Nokia-le vechi, hai să vedem. Merge pe 5410? Merge. A, pe ăsta merge? Merge. Am mers. Eu înțeleg că este un super pas la acordurile oricum de cu culori, cu logo, așa, e ok, interesant. Sincer, la nivel de pragmatism pe care am văzut în România, mai trează am bun până domnul ceva pe stradă. Bine, hai să spun. Da, bine, vreți asta cu NFC. NFC, odată, este o tehnologie destul de fragilă. Pentru că, dacă știm, din RFID, aici cred că o să mă susțineți. RFID-ul, el trebuie să stai să-i mai dai așa, să-i mai dai așa ca să meargă. Pentru că ba emite prea puțin, ba încep toate tagurile se emită, ba e prea deștept, ba e prea prost. Pe urmă, am o etichetă care costă. Dacă o pun pe produse care le spăl, iarăși, o problemă. În plus, pentru tot ce vorbim acum, nu există hardware NFC. Asta va apărea în următorii 3, 4, 5 ani. Noi avem aici tehnologia care avem hardul, merge și cu hardul bunica, care nu are nevoie de infrastructură, pentru că există deja. Și în general merge. A, și toate etichetele astea pot fi spălate. Și asta nu e nicio problemă. Și la valoarea lor le poți face câte vrei. Și dacă tot vorbim de concurența NFC, am auzit de o aplicație care folosea Apple Store combinat cu un bar cod de date ca să simuleze funcționalitatea NFC-ului. Și asta mi se pare mai fezabil. Dar eu nu sunt un profet. Dacă eram profet, cred că eram miliardar și... Dar nu știu, NFC-ul momentan nu-mi inspiră prea mult. Dar din experiențele care am avut cu RFID, a fost crimă și pedapsă. Pentru că dacă aveai multe taguri într-o zonă, că întâmplător erau mai deștepte decât prevedea asta, se începeau toate să transmită. Au și o latență. NFC-ul era 3 cm. Da, definește 3 cm. Și asta a fost la 3 cm. Și omul a stat 4 secunde ca să facă citirea și eu vreau să intru la masă. Deci la masă, dacă mă ții 4 secunde, nu m-ai pierdut. Și din punct de vedere al costurilor, să nu spunem că nu se compară. Trebuie să tipărești ceva decât să pui un chip NFC. Dar pe de altă parte am văzut că Microsoft Tag Manager-ul suportă link-uri NFC și le vei vedea în toată rapoartă. Dar trebuie să fie discutabilă, pentru că și Oyster în Londra merge pe NFC și merge foarte rău. Deci cloud Oyster are NFC. Da, adevărat, mai iarăși este probabil un preț. Probabil ce-au făcut ei în spate. Este un preț, oricum i-a costat. Adică sunt cazuri și cazuri. Cazuri și cazuri. Eu nu sunt așa de... În plus, hardul trebuie tot luat de la zero. Și am ajuns fără să vrem, dar prin asta. Mai sunt întrebări. Principalul beneficiu pe care îl prezentați este faptul că eu pot să vin cu viteză să arăt cu ăsta o cameră și ce dar asta e. L-am recunoscut din prima fără. Asta este principalul avantaj sau e altul? Că nu am prins. Asta este unul. Principalul avantaj care mă interesează pe mine. Al doilea avantaj sunt toate statisticile care le ai. Prin faptul că ce și alții sunt și alții pe rog, de statisticile... Da, mai știți la grămâne. Toată tehnologie proprietară. Pe chestia asta, link-ul ăsta e interesant de download. Dacă îmi dați voi apropo de asta, dumneavoastră centralizați toate citirile, toate scanele pe o fermă de server la Microsoft și apoi dați rezultat înapoi clientului. Eu aș lăsa clientul să aleagă, dacă dorește. Se centralizeze sau nu? De ce să mă duc eu la Microsoft? Mă bine, asta e tehnologie proprietară. Deci tot ce e tehnologie proprietară merge pe asta și noi am media face la fel. Deci... Eu aș vrea ca să am modulul de codare să folosim aplicația noastră industrială. Există modulul de codare, există o singură aplicație la Microsoft de navigație indoor care îl folosești. Că așa s-a vrut. Asta, așa joacă e business-ul ăsta. Și s-ar părea că au patinat, că n-a fost o idee bună, dar au ajuns la fază de marketing. Dar ok, după cum spuneam, nu-i fi bălcat. Deci, tehnologia e foarte faină. Better by design ca barcode. Acum, unde o să o ducă decizia lor de business? Eu văd oportunități. Deci, toate chestiile care spuneam sunt aplicații de, cum să spun, o oră de lucru.
lucrat. Chiar am făcut o prezentare și o să mai fac. O să fac, dată, aplicația de conferință e 20 de minute ca să faci. O să fac o aplicație conectare HealthVault care are și 20 de minute. Și practic o să arăt că folosind tehnologia asta poți foarte repede să faci aplicații Capcom. E simplu de făcut, iese. Și de relativ de efect. Relativ. Cum a... Că cât de tare o să prindă, o să vedem. Oricum, barcode-ul is better by design. Dacă o să-l scoată în open source sau o să dea așa, multe aplicații vor fi. Am încercat chiar că într-o chestie industrială. Oamenii foloseau Data Matrix, am înlocuit cu astea. Au zis, ok, n-am văzut viteza asta ever. Și la fel, costul de hard a scăzut 60%. Dar ăsta e avantajul uriaș. Investiția hardware e mine. Păi, după la urmă, tot ajungem la bani. Că, cum, hai să încercăm să ne mutăm să discuția de Windows Phone 7. Deci și acolo, totul de la bani pleacă. Dacă o chestie este suficient de ieftină, o vei face. Cam așa e și aici. Aici ți-ai scăzut toate costurile. Dacă folosești o tehnologie care merge tipărită cu orice, citită cu orice, da, bine, mai e și Microsoft cu internetul prin mijloc, dar nu, asta e. Costul broadband în România așa puțin nu mai. Bine, și hai să spunem, pentru mall-uri, cum dai Wi-Fi gratis și alte... Cam on. Și poți să bagi și reclame, ce aplicații care efectiv se autoplătește. Și la fel, la audio guide-uri, asta poți să... Nu îl încântă pe consumator să el vrea ceva și dai de reclame. Nu e, nu e deloc. La gust, la gust. Dacă omul se vrea să se ducă la magazinul de flori și îi dai reclamă la cele trei magazine de flori în oraș care te-au plătit pe tine să îi le pui. Oh, și omul va fi mulțumit, că el oricum nu știe mall-ul ăla unde se ducă. Aia depinde, aia chestie de, spuneam că tehnologic e o aplicație, adică techno-business e o aplicație care se autoplătește, deci nu mai îți aduce bani, investiția e... Și aia îți aduce bani, numai să vrei să o faci, să existe voința politică. Toate astea se leagă de voință mult. Totuși, scuzați-mă că vă contează, ar intrați în conflict cu impresiile mele de pe piață, de asta insist. Pentru că e frumoasă, e ok, dar vine top-down, vine de sus în jos. Ori nevoile mele sunt patima. Eu construiesc ceva de la firul ieri, văd interesul consumatorului și vreau să-i propun ceva dacă este util. Da, oamenii se rătăcesc în mod. Vreau să propun să meargă. Vreau să împiți oamenii. Vă spun o metodă simplă prin care poți să iese din mod. Ei nu vor să iei, ei vor să găsească un magazin. Le pui niște culori din loc în loc sau cum e în aeroportul american, niște dungi de o culoare. Și dunga... Atunci, la audio guide-uri ce vezi? Aici cred că aveți tind să merg cu dumneavoastră că un mod foarte mare, chipuiesc că ești într-un mod care n-ai fost niciodată, ai trei culoare. Mi-ar plăcea foarte mult să am acces la informația asta. Să mă duc la magazinul pentru bebeluș și să cumpăr chestia aia să plec de acolo. Sau în aeroport. Sau în aeroport. Aeroport. Și între două curse. Dacă îmi pui o linie pe jos, o să ajung cu siguranță, dar va trebui să... O va dau un pic mai mult. Și mai era și este pasul. Să citești din ea în mine de smartphone și de servicii de internet. Cum le ai? Cum le ai? Nu știu. Cum e de gust. Deci eu... Să mergem mai departe. Dacă ești într-un mod sau într-un mod? Dacă ești pragmatic, folosești orice mijloc ca să te descurci. Dacă ești fițos, atunci... Dacă sunt fițos de mod. Să vadă lumea că mă uit. Corect, nu. Dezvoltarea. N-am înțeles întrebarea. Asta e o mare greșeală, să folosești tehnologie, nu ai de dragul tehnologiei, dacă te ajută la ceva. Deci aici, noi nu vedem cum ne ajută. Adică eu văd, da? Și văd, de exemplu, la Muzeul Saturn, unde Microsoft a făcut un proiect destul de mare. Și acolo ar fost interesant ca să ai link cu audio guide și cu informații. Nu știu cum stau cu timpul, dar oricum mai avem și ultima bucată. Un link către Wikipedia pe care te ajută. Ce? La asta? Nu, la Muzeul Saturn. Păi, da, nu la fiecare exponat. Să ai un link... Faci unul, treci pe zonă. Da, să ai link-ul încodat. Să nu mai trebuie să omul să bage. A scanat, uite, asta este casa lui Nea Ion din nu știu pe unde. Nea Ion care a trăit între anii cu tare și cu tare. Păi noi care nu-i ți-ai avut informații, care citești. Da, au...
Audio guide-ul poate să fie mai mare. De ce oamenii muzee folosesc audio guide-ul? Care costă, că trebuie dezinfectate, trebuie încărcate, trebuie reparat, trebuie să ai 3 în plus. Acum, aici îți folosești telefonul tău. E, deci, e o politică nouă, toată industria IT, inclusiv bring your own device. Adică ei nu-ți mai dă nici firma când te-am reagit, nu-ți mai dă telefon, ci îți folosește telefonul tău cu scopul de a scădea costurile. Și atunci da, ceva poate să fie asta, ca să nu-ți mai iei un aparat de auzit de... Da, deci să nu mai fie investiția în muzeului. Pe smartphone-ul tău, pe costurile tale. Nu, aia se pot și alea obseta, poți să ai un card de date. Plus e multimedia, poți să-i dai și un video, deci da, poți să-i dai, deci, să faci un audio guide.